O femeie de 67 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla ca pasageră s-a inversat într-un șanț. Totul s-a întâmplat în seara de 10 noiembrie, puțin după ora 17 pe traseul Fălești-Bălți, în apropierea satului Mărândeni. Potrivit poliției, mașina era condusă de soțul femeii, de 68 de ani. Din cauza că nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, automobilistul ar fi pierdut controlul volanului. A ieșit pe contrasens și s-a răsturnat, ajungând cu mașina în canalul de scurgere a apelor pluviale. Bărbatul a scăpat nevătămat, soția acestuia însă a fost rănită. Ea a fost preluată de medici și dusă la spitalul din Bălți pentru a primi ajutor specializat. Poliția din Fălești continuă investigațiile.